Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți vedea în studioul Europa FM în aceste momente. Salutări așadar! Ministrul Mediului Tanțoș Barna a declarat în legătură cu problema strângerii gunoiului din sectorul 1 al capitalei că se gândește la cum privesc oamenii astfel de incidente și se întreabă ministrul în felul următor. Oare nu cumva pot fi ei demotivați în a avea conștiință de mediu? Câtă vreme autoritățile dau semnale că, iată, se poate suspenda un serviciu indispensabil, spune ministrul. Și se poate suspenda, vedem, foarte ușor. Vă întrebăm în această seară, problema, criza gunoaielor din sectorul 1 al capitalei slăbește încrederea în autorități? Nu mai aveți încredere în autorități după cele întâmplate? Cine greșește? Clotilde Armand, primarul sectorului 1 sau Romprest? Și noi românii avem sau nu conștiință de mediu? Ne interesează subiectul? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, doamna Nader! Cum e în sectorul 1, domnule Popescu? Locuiți acolo? Romprestu zice că o să strângă gunoaiele până în seara asta. Și vom vedea ce s-o mai întâmpla de mâine. Da, eu am plecat la 6 fără 20 de acasă și pe strada mea nu era ridicat niciun tomberon și sacii pe lângă tomberoane tot acolo. Nimic. Nu. Deci, acum poate e la spartul târgului, jvungul acum, ce să spun. Nu, nu s-a ridicat nimic pe acolo, prin jur, nu numai pe strada mea, până în Mihalache, încolo, nu. Nu s-a mișcat niciun gunoi. Povestea asta își are originile în anul 2008. Acest contract a fost încheiat de către un cotoșman liberal, unul Chiliman, nu știu dacă mai trăiește, care a fost și la mine în birou la un moment dat, la gândul, după aia am simțit nevoia să aerisesc îndelung, după discuția cu acest individ. Da? Care era numai pe bază de domne, păi, știți că știi, cu ochiul de aici, cu lucramul cu ochiul stâng. Da. Deci acest Chiliman e cel care a pus bazele acestui contract care este revoltător. În primul rând, o clauză care ar trebui să existe în toate contractele de acest fel, nu numai în ăsta cu Romprest, ci mai sunt și alte firme, în Rosal, cea de la Ploiești, care la începutul lunii mai a făcut același lucru. N-a mai ridicat gunoaiele în zonă. A fost o situație foarte asemănătoare cu asta. Și alte firme care mai sunt de ridicat gunoaie. Păi pui o clauză acolo în orice contract. Ar trebui să existe și lege în direcția asta. Indiferent de posibilele conflicte care apar între beneficiar sau, mă rog, semnatarii contractului, primăria și de sector și respectiv firma sau primăria capitalei sau cine o fi și firma respectivă, nu se încetează ridicarea gunoaielor. Vrei să faci, să semnezi clauza asta? Bine, nu vrei, la revedere. Altcineva care acceptă această clauză. Pentru că este o clauză de importanță națională, ca să spun așa. Deci e vorba de sănătatea, de viața oamenilor. Nu poți să te joci cu așa ceva. Și atunci ar trebui să existe această clauză. Da, sigur, există conflict, se pot da amenzi, se pot cere daune de o parte și de alta, justiție, ne judecăm, sancțiuni și mai departe. Dar în tot timpul ăsta gunoiul se ridică. Dacă nu se ridică, atunci ești pasibil de arestare. Conducerea firmei respective semnează acolo. Dacă nu ridicăm gunoiul, atunci putem fi arestați. Astfel de clauză nu există în acest contract. Și asta a permis, nu mai vorbim de faptul că aceste tarife
care sunt exact, nu se știe decât, dar e clar că sunt de câteva ori mai mari decât niște tarife normale încheiate tot de domnul Chiliman, că de acolo s-a transferat toată povestea asta, cu atât mai mult cu cât le dai atâția bani. Păi pune-i, domne, să semneze clauza asta. Dacă tot le dai o pălărie de bani, ok, bine, dar semnează-mi că nu vei înceta să ridici gunoiul niciun moment, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu există așa ceva, de aceea această firmă, Romprest, își permite să șantajeze și să acționeze prin luarea de ostatici. Asta face. Pentru că în războiul ăsta dintre primărie, doamna Clotilde Armand și firma Romprest, astea sunt două armate, să spunem, da, care se bat. Cei care sunt loviți sunt civilii. Oricând declanșezi un astfel de război, îți protejezi civilii, domne. O entitate angajată în război, o armată, își protejează civilii, nu lasă, îi lasă fără apărare în fața atacului dușman. Ăștia au posibilitatea, Romprest, de aceea se joacă cu... Vedeți cum și asta acum n-au strâns, de fapt. Noi au strâns în anumite locuri, în altele n-au strâns. Acum anunță ei până la ora 19, după aia nu mai strângem. E o strategie. Da, e o strategie, bineînțeles. Pentru că pot, fac asta. Și iau o statici pe cetățenii din sectorul 1 și pe cetățenii capitalei, pentru că prin sectorul 1 circulă oameni din toate sectoarele. Da? Circulă oameni care nu sunt nici din București și circulă printre gunoaie. Aceste gunoaie arată toate studiile care, chiar și dacă ele sunt ridicate, doamnă Nedelea, adică, cum să spun, acum noi vedem o problemă în faza ei extremă. Avem în ochi sacii aia cu resturi, câinii, șobolanii, e foarte vizibilă, dar ea este de fapt mult mai gravă, dar invizibilă pentru cei din sectorul 1, pentru cei din sectorul 2-3, pentru cei de la Ploiești, București, care nu au această viziune de ansamblu a ceea ce se întâmplă. Gunoiul se ridică și ce se întâmplă cu el? Gunoiul ăsta este... Nu dispare. Nu dispare, rămâne tot în țara asta. 11%, atâta este procentul de reciclare în România. Este penultimul loc, aproape cel mai slab din Uniunea Europeană. Deci toate aceste gunoaie care au un timp de descompunere de sute, dacă nu de mii de ani, e vorba de bateriile, de pildă, baterii de aparate electrocasnice, de telefon, e vorba de, nu mai vorbesc de plastic, de toate peturile și pungile, sticlele și așa mai departe, toate astea nu se descompun cu sutele de ani. Și umplu România de la o zi la alta. În plus, când sunt arse aceste gunoaie, pentru că tratamentul lor ecologic este rar, în general sunt arse. Când sunt arse, ce rezultă, materiile respective care rezultă prin ardere, suspensiile din aer, se întorc tot la noi, ăia care am aruncat acest gunoi la tomberon și a fost ridicat de acolo. Și ni se întorc direct în plămâni. Da? Poți să eviți cât de cât să contaminarea cu substanțe toxice din alimente. Nu mănânci anumite lucruri, da. Încerci să te limitezi doar la chestiuni cât de cât simple, naturale, să cumperi de la țăran, de la piață, poți să eviți asta, dar în aer nu poți. Aerul trebuie să-l respiri. Deci România are în momentul de față, România este mai mult decât sectorul 1 în momentul ăsta. E mult mai rău decât în sectorul 1, da? Dar oamenii nu-și dau seama. De ce? Pentru că problema asta a poluării este încă un exemplu de atomizare a societății. În ce sens? Oamenii
nu sunt interesați ce se întâmplă dincolo de ușa lor. De ușa lor, nu mai vorbesc de sector, oraș, țară, continent, planetă. Nu interesează. Gunoiul, da, l-am aruncat. Unde? Unii îl aruncă, unii îl pun la tomberon, ăștia sunt niște oameni minunați. Alții aruncă pachetul de țigări pe gol, pe plus chiștocul respectiv pe fereastra Mercedesului, aruncă sticla de cola goală la fel pe fereastra mașinii, merge pe stradă, termină de băut în pet și l-aruncă. Asta fac oamenii. Unde l-aruncă? Undeva. Acolo. Nu la mine. Nu la mine. Eu nu mai e la mine, l-am aruncat. Și din asta rezultă, din această incapacitate de a percepe faptul că trăim într-o lume interconectată total, că nu, că acel gunoi pe care îl arunci crezând că l-ai aruncat de la tine, ți-l arunci de fapt la tine în casă. Corect. Pentru că el va reveni la tine în casă. Primarul cum acționează și cum a acționat în toată această poveste? Clotilde Arma. Doamna Arma, domnule, în primul rând vreau să spun că înainte de a-i aduce niște critici, vreau să spun că oricum face ceva mai mult decât domnul Nicușor Dan. Da? Votat și el în alegerile din această toamnă. Și bănuiesc că mulți dintre votanții domnului Nicușor Dan sunt și votanții ai doamnei Clotilde Arma. Domnul Nicușor Dan este, așa cum spunea un coleg de partid, chiar al dânsului, nu eu, un coleg de la USR Plus, partidul care l-a susținut în alegeri, domnul Tudorache, Dragoș Tudorache, da? Că o clipă când am spus Tudorache, mi-am adus aminte de ăla, de guzganul ăla pesedist, care a fost înainte de Clotilde Arma la sectorul 1. Spune, nu înțeleg inerția domnului Nicușor Dan, adică ce face? Nu înțeleg, de ce nu face? A spus că rezolvă traficul, că a adus specialist din America, un român stabilit acolo, mare expert, și se apucă îndată ce suntem aleși, ne apucăm de rezolvat. Ce rezolvă? Traficul este înspăimântător. Am venit acum aici, da, s-a scuzat omul de la taxi, mi-a spus, domne, n-am putut să ajung din pricină. Dacă el spune că traficul, taximetristul spune că traficul este înfiorător, atunci ce să mai discutăm? Deci, măcar doamna Clotilde Arma se agită, face ceva, se bate cu ăștia. Și are dreptate în legătură cu acest contract. Contractul ăsta a fost făcut în mod clar, nu știu câtă șpagă s-a luat, dar evident este un contract atât de favorizant pentru firma asta. Și știți care a fost păcăleala? Atenție, stimați bucureșteni și stimați concetățeni și compatrioți. Eu am învățat un lucru după 1990. Am învățat multe lucruri pe care nu le știam înainte de 89. Nu le percepeam. Am învățat așa, când văd ceva gratis și pentru toată lumea, devin foarte suspicios, brusc. Pentru că înseamnă că în altă parte să scurg niște bani foarte mulți. De? Și când îți apare ofertă, da, domne, gratis, nu, pentru toată lumea. Așa a fost an de zile în sectorul 1 ridicarea acestui gunoi. Nu plătiți nimic. Înainte de acest contract plăteam o sumă primăriei pentru ridicarea gunoiului. E, după aia n-am mai plătit nimic. E bine, nu mai plătește nimeni nimic, noi venim și vă ridicăm gunoiul. Este, spunea ăsta, celebrul Cotoșman Chiliman, nu trebuie, asta este ceva ce să e de bun simț pentru oricare cetățean, să-i se ridice gunoiul. Nu trebuie să plătească, ba plătește, dar plătește pe altă parte, da? Mult mai mulți bani, așa cum a descoperit, acum venind la primărie, doamna Arma. Deci e clar că ăla este un contract în defavoarea cetățenilor. Aveți backup? Aveți că s-au stins. Trebuie să aveți generatoare. S-a luat lumina. Da. Bun. Măcar face ceva, spuneți. Măcar face ceva, dar nu face bine. Adică în bătălia asta cu cei de la Romprest,
Primul lucru, eu, dacă aș fost în locul dânsei, m-aș fi gândit la chestia asta. Dom'le, ăștia mai devreme sau mai târziu, că-i văd cu cine am de-a face, ăștia nu o să mai strângă gunoi. Asta o să fie metoda finală prin care să mă preseze, prin care să mă șantajeze, nu? Clar, sufocând cetățenii în gunoaie. Uite, domne, asta e, ridică gunoaiele și cetățenii să strige la mine, la primăriță, de ce nu ridici gunoaiele? Și atunci trebuia să se gândească la de mult, de luni, de zile, domne, când ăștia vor face asta, eu ce fac? Și refuz să cred că nu exista o soluție care se poate fi pregătită dinainte pentru asta. Nu știu, cu altă firmă, din alt sector, din alt oraș, din Serbia, din Republica Moldova, din Olanda. De ce ne-a făcut-o? Deci, pentru că într-o astfel de situație trebuia să vii cu backup-ul ăsta. Da, domnule, plătesc. Și le spunea, ieșea, și mai important poate, ieșea și le spunea cetățenilor. Stimați, iată ce fac ăștia de la Romprest, rechinii, iată ce fac, nu ridică gunoaiele. În situația asta, eu angajez temporar o firmă din sectorul 3, din București, din Ploiești, din Republica Moldova, de unde o fie de pe glob, plătesc și o să ne coste pe noi, ne costă cetățeni, că n-am de unde să dau bani decât în bugetul primăriei, pentru a ridica gunoaiele în această perioadă ca să nu fim luați ostatici, să nu fim șantajați de acești rechini, cu care nu trebuie să cedăm și trebuie să rezolvăm problema. De ce n-a făcut așa? De ce nu credeți că a făcut-o? Nu ajuta nu vreau această să mai interpretez, strategie? Da? Sau o ajută mai mult ce crede a făcut? Crede ea că o ajută. Crede că dacă se situează în poziția asta cu ăștia de la Romprest care nu strâng gunoaiele, ea o să câștige ceva capital politic din treaba asta. Nu știu dacă câștigă. Pentru că în ultima instanță, în situația asta, oamenii spun, domne, gunoiul e în stradă, la mine, acolo. Și ei nu se pot adresa Romprestului, că ce să facă cetățenii cu Romprestul? Ei se adresează primăriței pe care au ales-o. Exact. Și îi spun, doamnă Clotil, faceți ceva, ridicați gunoiul. Nu ne interesează dacă îi căpăciți sau nu pe aia acum sau mai târziu, dacă îi băgați pe toți în pușcărie, foarte bine. Dar deocamdată ridicați, dumneavoastră, doamna, din sector, ridicați-ne gunoiul, domnule. Asta este strategia, după părerea mea, păguboasă a doamnei Armand și, în ultimă instanță, e păspinarea cetățenilor. Absolut. Adică, lăsând totul la o parte, ceea ce contează și în clipa asta, doamnă Nedelea, și cu asta am încheiat, sunt gunoaiele care încă sunt pe stradă în momentul ăsta. S-au mai strâns, mă rog, da. Scrie Clotilde Armand pe pagina de Facebook în felul următor: Primăria sectorului 1 va depune plângeri penale pentru infracțiunea de șantaj împotriva acționarilor companiei Romprest și tot primăria cere ridicarea licenței firmei. Voi cere Consiliului Local Sectorul 1 și în justiție rezilierea contractului cu această companie șantajistă. Cu mafia nu se negociază. Și mai spune așa doamna Clotilde Armand, un lucru important, dar pe de altă parte de neînțeles. Asigur toți locuitorii sectorului 1 că astfel de situații nu se vor repeta. Păi este, e ca și cum s-a încheiat. Asta este gargară electorală pură, demagogie pură. Cum poți să spui așa ceva, că nu se va mai repeta? Păi ce să se repete? Se întâmplă. La mine pe stradă tot acolo sunt gunoaiele, nu se poate repeta că nu s-a încheiat. Exact. Tot în stradă sunt. Cum poate ea să garanteze că nu se mai întâmplă? Nu poate! Pentru că ăștia de la Romprest pot să facă ce vor, după cum au și demonstrat. Da? Nu poate lucrul ăsta, da? E bine că face plângere penală, e bine că îi cere rezilierea contractului, pentru că, vedeți, aici este cât se poate de clar, da? Cât se poate declară ticăloșia ăstora de la Romprest. Până nici, vreți, reguți, plecați de acolo. Mm-hmm. Dom'le, e o primăriță care ne asuprește, nu ne tratează pe măsura valorii noastre, că noi avem valoare ăștia de la Romprest. Foarte bine, plecați de acolo, domn. Da, nu vor să plece, păi, nu vor să plece, că contractelul ăla făcut de Nea Chiliman în 2008 e bun, e foarte bun când funcționează, e mănos și a fost mănos ani de zile. De-aia nu vor să plece de acolo.
0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela și vă așteptăm în direct alături de noi. Ion din Capitală este acum cu noi. Te salutăm, Ion! Bună seara! Stai în sectorul 1 cumva? Nu, am avut de-a face cu sectorul 1. Cum e acolo? În perioada în care domnul Chiliman, printre altele, a mai semnat și alte contracte. Mă refer la firma care ridica mașinile parcate oricum ilegal sau cum era dispoziția respectivă. În acest sens, eu am avut ocazia să constat o astfel de mafie la momentul acela, pentru că în instanță am câștigat acel proces. Poliția mi-a returnat suma achitată drept amendă, iar firma respectivă, protejată efectiv de poliția locală, nu pot să vă spun altceva, a intrat în insolvență ulterior, s-a pierdut urma, oarecum n-am primit din cei 8 milioane cât m-a costat această operațiune, deci cunosc situația domnului Chiliman și mă întreb, din semnatarul acelui contract, e cam târziu sau de ce doamna primar nu s-a grăbit să facă, mă rog, sau există un proces în care ar fi implicat domnul Chiliman, nu știu. Dânsul este responsabil în foarte mare parte, pe lângă alții și alții. Clotilde Arman face ceea ce trebuie acolo, în sectorul 1, ce credeți? Da, face ceea ce trebuie, este laudabil pentru o doamnă totuși, da? Că e supus și este supusă vizibil la fel de fel de și intimidări. Acum, cât succes va avea, mă rog, ar depinde cumva și de sprijinul autorităților celelalte, să le numesc așa, pentru că parcă nu prea se mișcă, spunea domnul Popescu, despre primarul general. Parcă nu acționează, parcă e în spate, parcă nu știu ce calculează, că înțeleg că e profesor de matematică, de nu intervine cumva mai vizibil. Credeți că această criză a gunoaielor slăbește încrederea în autorități? Mai mult, dacă mă întrebați pe mine, eu nu am de mult încredere la modul general în autorități. Așa că despre primarea sectorului 1, ce să vă zic, numai de rău, ca să zic așa. Am o experiență, vă spuneam, oarecum nepotrivită. Pentru mine e slăbită. Să vorbim despre autorități în general, aș putea să dau multe exemple vis-a-vis de neîncredere, știu și eu, dar nu vreau să... Conștiința de mediu o mai avem, Ion? O avem? Da, așa m-aș lăuda cumva, în ce mă privește, am de-a face cu sectorul 6 și 2, chiar azi am predat selectiv ceva la 2, deci în fiecare zi de luni, sectorul 2, se deplasează o mașină și ridică selectivul, numai selectivul, nu menagerul. Și la fel, sectorul 6, unde locuiește familia, ce să vă zic, tot așa, depunem cum depunem hârtii și acolo... E chiar sub pază, dacă mă credeți, la ADP, locul în care se depun. Pentru că, mă rog, conștiința civică se aruncă, ați văzut, în toate direcțiile, dar cel puțin la ghena de gunoi selectivă funcționează. Acum, mai e mult de făcut pe tema asta a conștiinței civice de mediu. Știu și eu. Mulțumim foarte mult, Ion! O seară plăcută, mulțumesc frumos. Seară bună, mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. 0372069599 și puteți fi alături de noi. Cătălin ni se alătură. Te salutăm, Cătălin. Bună seara. Bună seara. Stând de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu referitor la nu suntem o țară ecologică. E clară treaba și nici măcar turistică vis-a-vis de cei care pun mașina dacă urmezi pe autostradă când te-ai dat la o parte. În altă ordine de idei, nu sunt de acord însă că doamna Armanda a făcut corect ce a făcut. După opinia mea, nu sunt de acord nici cu, prerogativele date celor dinainte. Deci, dacă aveam o problemă și admitem că sunt foarte mari tarifele, foarte corect, ești pagă, iară să zicem că se întâmplă, te duceai și negociai. Dar nu poți să susții de pildă că pur și simplu să nu mai plătești, dar tu să faci serviciu în continuare. Asta nu va semna, nu va accepta nimeni în contract sau va pune o asigurare care ar fi tot în prețuri. Păi da, eu ce am spus?
E vorba... A spus că ar trebui să fie o chestie în contract în care ăla să fie obligat să ia chiar dacă nu-i plătiți. Exact. N-are cum. Are cum, pentru că poți să plătești la început așa ceva. Adică poți să percepi un preț mai mare la ridicare cu această clauză. Deci câștigi niște bani mai mulți, dar dacă nu ridici gunoiul, atunci poți să fii arestat. În formula asta e corect. Da? Deci oricum plătești mai mult, deci și ești, obții o asigurare în care ai un termen, mă rog, stabilit, în care poți să renunți să denunți contractul. Că e o lună, că e trei luni, că e șase luni, mă rog, asta ține de alte lucruri. Dar, repet, nu poți să faci o prestare în care să nu fii plătit. Acum, că e o chestie pur numai de bani, da? Că mie mi se pare chestie pur numai de bani. Este discutabil și cred că nu suntem instanță să spunem, domnule, are dreptate sau nu are dreptate cineva. Dar faptul că a rămas sectorul cu gunoaiele înșirate este exclusiv vina primarului că nu a negociat, n-a știut să... Cum puteți să pronunțați cuvântul exclusiv, stimate Cătălin? Este exclusiv vina primarului, adică ăștia de la Romprest... Ce sunt? Niște îngerași ai sectorului, ai capitalei? Nu, hai să zicem că sunt rechini. Rechini, aveți dreptate. Ar ea, de ce s-a angajat în acest război când putea și avea o grămadă de instrumente, atât contractuale, cât și în afara contractului, prin care putea fie să negocieze, fie să decline? Ea n-a făcut nimic. Ea a zis, dom'le, nu vă mai plătești și gata. Vi se pare normal? Nu, n-a fost așa. Nu, s-a negociat. Așa s-a prezentat în presă. Adică, stimate, domn, s-a negociat mai întâi. Au fost luni de zile de discuții. A mai fost un moment pe care lumea l-a uitat, în care a procedat Rompres la fel. Acum vreo 4-5 luni, când n-au strâns gunoiul. N-au strâns gunoiul din anumite zone din sectorul 1. Au mai fost situația când pe Magherul, pe Bulevard, erau gunoaie. Și atunci nu mai știu cum s-a rezolvat. Dar nu a început acest război prin brusc anunțul lui Clotilde Arman, nu vă mai plătesc. Au fost hărțuieli de o parte și de alta și iată s-a ajuns la această fază critică. Mă rog, s-ar putea să aveți dreptate, din ce spune avocatul lor, tot în presă, nu e adevărat. Acum, de asta vă spun, că e foarte grijă până la urmă, Cătălin, grija pentru cetățean. Ți se pare că există în toată povestea asta pentru omul care locuiește în sectorul 1 și nu numai? Că până la urmă asta contează, nu? Nu există grija pentru cetățean, nu există grija pentru mediu, nu există grija pentru aproape și aici suntem perfect de acord cu toții. Adică situația asta nu se poate îmbunătăți decât dacă mai trec cât mai mulți pe la școală, școala devine ce trebuie. Asta e singura soluție. Adică pe mine m-ar fi bucurat de pildă dacă planul ăsta de reziliență ar fi avut 50% pentru învățământ și pentru sănătate, dacă nu și mai mult. Adică cred că ăsta e secretul unui viitor de succes pentru țara noastră. Cătălin, șosele. Dă-mi voie să spun ceva logic, Cătălin, aici, o observație logică, în legătură cu Romprest. Tu spui, domne, dacă nu se poate ca oamenii să ridice gunoaiele, firma respectivă să ridice gunoaiele dacă nu sunt plătiți. Corect! Și atunci ce ai de făcut? Dacă nu te mai plătește primăria, atunci reziliezi contractul. Da, bun, nu pot să mai strâng gunoaiele în continuare pentru că nu mă plătiți. Prin urmare, reziliem contractul, cer daune în instanță, deci reziliere cu daune, să-mi plătiți compensații și așa mai departe, și nu mai ridic gunoiul, vă las libertatea să încheiați în 24 de ore un contract cu altă firmă. Da, dar nu se poate. De ce n-au făcut așa? Eu vă spun eu, opinia mea, că vorbea însemnat mii de contracte, eu vă spun, nu la asta spun. E foarte greu să faci o reziliere unilaterală fără acord. Acordul cui? Adică al cui? Al lui Clotilde Arman să le dea acordul să plece? E prea bun, contractul trebuia să fie de ambele părți. Da? Dacă vrea numai unul să rezilieze contractul în anumite condiții, e o problemă.
Dragă Cătălin, eu coborâm și mai jos în logică. Îți imaginez că Clotilde Armand, dacă ăștia spuneau vrem să ne retragem, ea spunea nu, rămâneți în continuare aici, în contract? Cum adică e nevoie de ambele părți? E nevoie la reziliere, la reziliere unilaterală. E posibil să fie niște clauze și niște... Păi nu era unilaterală, domne, căci Clotilde Armand ar fi fost cu brațele deschise către rezilierea contractului. N-are de unde să fie unilaterală. Așa spuneți noastră, domnul Cristian Tudor Popescu, dar nu știm, poate clauzele să rezilieze contractul s-a atât de mare încât domnul Armand nu-i convine. Nu știm, adică n-am informația. Poate e avut contractul pentru un pe... Sau poate, ce spune doamna Nedelea, contractul e așa de mănos încât... Dumneavoastră știți ce mi-a spus mie reprezentantul Romprest când l-am întrebat chestia asta? Știți ce mi-a spus? Domne, noi nu reziliem contractul pentru că avem mulți angajați și ne e grijă de soarta lor. Ăsta e răspunsul, domne, sunt samariteni, sunt binefăcători. Ăsta e răspunsul. Corect, nu e așa, e adevărat. Păi... Totuși, există instrumente legale de obținere, de încheierea unui contract, da? Cu un termen limitat. Mulțumim deci, foarte mult, Cătălin. Acolo nu avem domn să știm. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Mihaela din Capitală este acum alături de noi. Te salutăm, Mihaela. Bună seara. Ce se întâmplă în sectorul 1? Nu locuiesc în sectorul 1, dar am un atelier în sectorul 1, un atelier de croitorie micuț, da. E adevărat. Și având propria firmă, am fost nevoită să fac contract separat. Deci n-am nicio treabă cu primăria, ca să zic așa. Plătesc, dar nu mi se ridică permanent cum e în contract. La două săptămâni, luni, ar trebui să vină să ridice gunoiul. Tot cu ăștia, cu Romprest, Mihaela? Cu ăștia, cu Romprest? Tot cu Romprestul, da, pentru că altă firmă a zis că doar pentru mine nu vine. Mm-hmm. Da, și ca să-i răspund domnului Cătălin, domnul de dinainte... Că trebuie să plătiți ca să ridice. Poftim, îl plătesc, nu vine. Și nu vine. Păi nu a venit. Astăzi, spre exemplu, nu a venit. Și bașca că mi-a gunoiul de la ușă. Adică am avut tomberon și mi l-au furat și normal că n-am mai cumpărat altul. Po, dar e extraordinar ce ne spui, Mihaela. Va să zic că tu ai un contract individual care n-are nicio treabă cu războiul Clotilde Armand Romprest și ăștia de la Romprest acum nu își onorează acest contract individual cu tine. Exact. Tare. Foarte tare. Și când am mai făcut reclamație la ea, a zis, păi, doamnă, știți că sunt, de fapt, în luna aceasta sunt 5 zile de luni, că ei luni am ridică gunoiul la 2 săptămâni. Da? Nici luna trecută n-au fost 5 zile de luni, nici luna aceasta. Dar gunoiul meu e la ușă. Și ce faci în situația asta în care gunoiul se adună? O să fac o altă reclamă, v-am spus, nu vin alții să mi-l ridice, ca, cum v-am spus, doar pentru mine nu vin și le dau dreptate, că nici nu am gunoi să zici că îl ridic în fiecare zi sau de două ori pe săptămână. Da? Și, și ce faci eventual, cu gunoiul efectiv, că el se împute acolo? Ce faci? O să-l iau acasă. O să-l iau acasă, că norocul meu e că nu este mult. Am înțeles. Că nu este mult și nu e prea mult menajer, mai mult sunt cârpe. 80% din gunoi. Da. Ideea e că trebuie să vină ei să-l ia. Ce situație? Nu să-mi-l iau eu acasă. Mulțumim tare mult, Mihaela, pentru că ai fost cu noi. Victor este acum în direct. Te salutăm, Victor. Sărămire, domnișoară Adriana Nedelea. Bună ziua, seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Bună seara, Victor. Sunt locuitor al sectorului 1, stau la casă. Mă afectează în destul de mare măsură ceea ce se întâmplă. Se știa și se aștepta, după părerea mea, să se ajungă la așa situație în urma contractului care a fost făcut de Chiliman, nu mai zic domn, eu știu, o fi domn, habar nu am. După părerea mea, Clotilde Armand acționează bine cu greșelile pe care le face. Nu știu ce război ar fi trebuit să pregătească. E limpede că sunt afectați toți locuitorii. Nu poate să fie un război în care unii luptă, iar ceilalți stau pe margine și dansează. În sectorul 1, în urma contractului care a fost făcut cu Romprez de către Chiliman, s-a indus ideea că gunoiul se ia gratis.
Motiv pentru care toată lumea pune gunoaiele, în afară de zilele în care se adună, pune gunoaiele la poartă. Trece mașina Romprest, ia o pungă de gunoi, dacă nu peste câteva ore, a doua zi adună din, pune din nou gunoiul. Iar trebuie să vină Romprest să facă același lucru. Zic eu că dacă nu ne implicăm în ceea ce se numește ecologie, avem toate șansele să murim îngropați în gunoaie sau să murim intoxicați. Auzi, n-ar trebui, Victor, ca acest serviciu să fie asigurat de către primărie, deci să fie un serviciu municipal de strângere și nu de o firmă privată? Domnule Popescu, după părerea mea, ar trebui privatizat tot. Nu sunt conservator, am 69 de ani, am trecut de 69 de ani. Ar trebui privatizat tot, dar s-ar putea chiar și primăria. Poate exagerez că asta este situația. Da. La câte matrapazlăcuri se fac, apropo de ce vorbeam mai devreme de Chiliman, nu știu în ce măsură o firma primăriei ar putea să facă lucrurile mai bine. Importantă este gestionarea contractelor și gestionarea banilor pe care primăriile și, mă rog, cum le cheamă, unitățile administrative teritoriale, banii pe care îi adună de la cetățeni. Dar Romprestul a luat gunoaiele de pe strada dumneavoastră azi? Din păcate n-am fost. Adică, mă rog, din fericire n-am fost în zonă, sunt puțin plecat pe la țară. Cum? Da. Cum rezolvăm problema asta? Sunt implicat în ceea ce se numește ecologie. Gunoiul meu se rezumă la o pungă, ce era odată pungă de un leu, pentru că toate celelalte sunt reciclate. Cartoane, plastice, metale, sticle, cutii, sunt destule situații când adună și de pe sotvar. Clotilde Armand, primarul. Aveți încredere în primarul dumneavoastră, în primarul de sector? Da, am încredere. Am încredere. Cu toate greșelile pe care le face. Sunt solidar cu ea. Deci sunt solidar cu ea. Chiar o să-i trimit un mesaj în vreun fel. Nu se poate să fie lăsată singură să lupte cu rechin, că nu pot să-i denumesc altfel. Mulțumim tare mult, Victor. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Iulie Ștef ne scrie așa pe pagina de Facebook Europa FM. La Alba Iulia, gunoaiele stau în mormane mai mari decât în București. Nimeni nu face absolut nimic, ba chiar își pasează vina de la unul la altul. Intrați pe toată presa Alba Iuliană și vedeți că am dreptate. Ridicați această problemă și pentru Alba Iulia, nu numai pentru București, ne scrie Iulie Ștef. Carina Andrada scrie așa. E plin de gunoi și în sectorul 2 și 3. În fața fiecarei case sunt câte 2 sau 3 saci plini de gunoi și ăsta e cazul optimist. Pe restul îi vezi aruncați pe stradă pur și simplu sau direct gunoi aruncat pe jos. Oamenilor nu le mai pasă, trăim ca în cocină, îngropați sub gunoaie și excremente de câine pe care proprietarii nu se obosesc să le ridice. Ne scrie Carina Andrada. Încotro, domnule Popescu. Ce facem? Aici e vorba de acțiune politică. Asta trebuie să se întâmple, trebuie conștientizată și decretată această problemă a ecologiei, a gunoaielor, a reciclărilor, a poluării. Problema asta trebuie decretată ca urgență națională. Pentru că, de fapt, în spatele întregii povești stă nepăsarea clasei politice din ultimii 30 de ani în legătură cu această problemă. Vedeți că la noi nu există un partid ecologist puternic, nu? Cum sunt verzii în Germania, de pildă, care sunt foarte sus acum în sondaje. Nu există un partid ecologist. Nu există deloc acest partid ecologist. Nu că nu e puternic. Nu există. Politicienii care s-au perindat, toți au, de câte ori a apărut în discursul unui în discursul electoral al unui politician chestiunea asta a curățeniei apei, pământului, aerului, de câte ori a apărut? Apărea la coadă undeva, zicea, da, și o să luăm măsuri pentru ecologizare. Și atât. În schimb, să vorbea de salariu, să crească salariul minim, să crească pensiile, să crească
O să dăm, o să facem, o să dregem. Și asta, pentru că asta n-aducea voturi. Pentru că pe oameni nu-i interesa, de fapt, chestia asta. Da, ok, gunoiul, bine, gunoiul, să îl aruncăm undeva. Asta este problema. Există o neconștientizare la nivel, atât la nivelul cetățenilor, cât și la nivelul conducătorilor al clasei politice, a importanței cruciale a acestei probleme pentru țara asta. Pandemia, uite că a mai cedat și până la urmă o să treacă, o să intre în parametrii normali. Infectarea României, intoxicarea cetățenilor în fiecare zi cu noxe. Deci în Uniunea Europeană mor 400.000 de oameni pe an din pricina poluării. În România să știți că după vremea nu se știe exact câți mor din cauza asta. Din pricina aerului extrem de poluat, a apelor care sunt. Dacă îți spune șeful gărzii de mediu întrebat fiind, domne, ați bea apă dintr-un râu din România? Și a zis, mai dar mult de o cană, sus, nu. Și să fie sus, lângă izvor. Că mai jos, nu. Și mai mult de o cană, nu. Deci asta spune șeful gărzii de mediu în momentul ăsta. Ori această problemă în continuare este considerată neproducătoare de voturi. Asta este, de fapt, cheia chestiunii. Și nu se iau niște măsuri cu adevărat. Ar trebui, domnule, decretat, strâns, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT-ul în momentul de față, și zice, domnule, asta este o problemă de urgență națională, de siguranță națională. Oamenii ajung să fie omorâți de gunoaie. Până când să ne atace Rusia, ne omoară gunoaiele în țara asta. E, nu există această voință politică și, din câte văd eu, nici nu se conturează să apară. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumim foarte mult pentru comentarii, pentru că ne-ați urmărit și pentru că ați intrat în direct cu noi. Urmează știrile, rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.